vreau să vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Noi ne vedem lunar, dar era vorba să ne vedem la începutul lunii septembrie. O să ne vedem și la începutul lunii septembrie. Aveam nevoie însă și încă o dată apreciez disponibilitatea dumneavoastră. Aveam nevoie să mai facem încă o discuție cu dumneavoastră, reprezentanții mediului de afaceri, referitoare la subiectul acestor zile, și anume reducerea contribuțiilor de asigurări sociale. Noi am discutat anterior, vreau să vă mulțumesc că ne-ați sprijinit și în discuțiile cu FMI-ul și cu Comisia Europeană. Sper că nu v-ați răzgândit, în sensul că e un lucru bun și că e bine să-l facem. Sau dacă v-ați răzgândit, vreau să ne spuneți, să nu aflu de la presă că v-ați răzgândit. Eu, când am făcut propunerea către Parlament, am făcut-o pe baza discuțiilor pe care le-am avut și sunt absolut convins că împreună putem să mergem mai departe cu o măsură pe care mediul de afaceri o cere de foarte mult timp și în mod întemeiat. În al doilea rând, știu că doamna ministru mi-a confirmat acest lucru, că ați avut acces, vreau acum să fiu sigur că aveți forma finală a propunerii, forma finală a propunerii, după care de la propunere trecem la formă cu adevărat finală spre Parlament, a noului cod fiscal și a codului de procedură fiscală, în așa fel încât să putem să mergem în Parlament cu o formă discutată cu dumneavoastră, o formă agreată. Sigur că orice formă vom merge, cineva ne va critica. Dar eu vreau să am convingerea că atunci când mergem cu ea în Parlament, avem o discuție aprofundată cu dumneavoastră. Acestea au fost cele două subiecte. Dacă vreți să spuneți ceva în calitate de nou coordonator al coaliției. Mulțumim. Și după aceea mulțumim celor de la presă și la final eventual putem să spunem o concluzie. Vă rog, domnul Florescu. Vă mulțumim, domnul prim-ministru. Noi am discutat interior în coaliție despre această teme și o să vă rog pe colega mea, Angela Roșca, să dea poziția noastră, care este neschimbată și consistentă cu cele trei teme care ați propus. Vă rog, le spuneți așa și le dezbatem. Sigur, domnule prim-ministru, deci coaliția salută și susține în continuare reducerea CSE-ului. Considerăm că este o măsură foarte bună pentru mediul de afaceri, în contextul în care știm cu toții impozitarea muncii în România este ridicată versus media europeană și versus media din țările învecinate. Acestea fiind spuse mai departe, considerăm firește că această măsură trebuie să fie sustenabilă pe termen lung, motiv pentru care credem că cele două lucruri esențiale de avut în vedere ar fi, pe de-o parte, îmbunătățirea colectării, unde e mult loc de mai bine, și pe de alta, firește, eficientizarea alocărilor bugetare. Considerăm că aceste două aspecte sunt cele care ar trebui să fie cheia la această problemă sau soluția la această problemă. Important e ca măsura să fie fezabilă și aplicabilă pe termen lung. Și asta mă conduce la al treilea punct. De ce pe termen lung? Pentru că întotdeauna mediul de afaceri și coaliția a susținut și continuă să susțină necesitatea stabilității fiscale. De aceea, în contextul în care există discuții în ultimii ani legate de introducerea de noi impozite și taxe, ne manifestăm în continuare dorința intensă de a fi consultați proactiv și eficient de câte ori orice guvern are intenția de a introduce noi impozite și taxe sau de a le mări pe cele actuale. Acestea fiind zise, continuăm să susținem poziția adoptată de dumneavoastră și să credem că este o măsură bună pentru România. Mulțumesc. Noi avem un acord semnat, în sensul că niciun fel de schimbare de taxe nu se face mai repede de 6 luni. Și până acum ne-am ținut și ne ținem în continuare. De aceea e bine să aveți textul noului cod fiscal și a codului de procedură fiscală, ca să știți cu 6 luni înainte, și sigur va ști toată opinia publică, ce anume dorim să modificăm. Altfel, dacă ne uităm la televizor, nu înțelegem nimic. Aveți textul în față și vă rog, până la întâlnirea din septembrie, noi nu trimitem textul în Parlament până în septembrie, să vă uitați, doamna ministru are dezbateri cu mediul universitar, cu presa de specialitate, știu că și cu dumneavoastră, pentru că dacă vorbim în general de taxe și impozite și nu vorbim în concret, e greu să transmitem un mesaj corect. De aceea vreau să aveți textul în forma
care a fost și prezentată în guvern, miercurea trecută, și pe baza acestuia să putem după aceea în septembrie-octombrie. Eu mai vreau doar să spun, cât e presa aici, că vreau dumneavoastră să fiți primii care aveți acces la o sinteză a datelor economice și a politicilor pe care vrem să le implementăm. La ora 18 o să fac și o prezentare publică, însă dacă le vedeți înainte și dacă ne putem uita un pic peste ele împreună, ați fi de mare ajutor stabilității și predictibilității. Că astea sunt, nu? Cele două termeni. Mulțumesc celor de la presă și la final, dacă e ceva important, o să vă transmitem.